A fost o adevărată bombă în televiziune, după ce s-a aflat că Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au dorit încetarea contractului cu emisiunea culinară, unde toți trei ocupau un loc la masa juriului de ani buni. Este adevărat. Îmi este foarte greu să vă spun asta, dar este adevărat ce se aude și ținând cont de divergențele pe care le-am avut cu Scărlătescu și cu Bontea de-a lungul anilor s-a ajuns aici și din păcate, nu avem ce face. Chiar nu putem schimba lucrurile, deja s-a semnat, a spus Florin Dumitrescu, imediat după ce în spațiul public a început să circule informația potrivit căreia cei trei șefi ar renunța la funcțiile de jurați în cadrul emisiunii culinare. Trustul a venit cu un comunicat, explicând exact ce s-ar fi întâmplat. Am fost surprinși de anunțul de ultim moment al celor trei jurați, pentru că ne aflam într-un stadiu extrem de avansat al pregătirilor pentru filmarea sezonului următor și pentru că suntem într-o relație contractuală cu cei trei. Motivul principal invocat de aceștia a fost starea de oboseală, deși a existat o pauză de 6 luni între sezoane. Ne pare rău că toate încercările de a rezolva această situație nu au dus la soluția ideală, a fost comunicatul trustului.